Ce să vă zic, dragii mușuri? Cu suișuri, cu coborâșuri, cu așa e la țară. Păi a început acum vreo 50 de ani. Viața mea. Și... a început frumos, cu o familie drăguță, în sfârșit, pe parcursul timpului s-au mai împuținat, din diverse motive. O educație bună, cum s-au străduit să-mi dea nu știu cât s-a prins de mine. A rămas ceva oricum. Am mai uitat, m-am mai dat și eu cu lumea, cu generația nouă. Și... nu știu, să trec peste liceu, deși și ăsta a fost interesant, ne mai conversăm unii dintre colegi, ne mai întâlnim. Am făcut zootehnie, că așa era pe vremea aia, trebuia să ai facultate, că altfel erai privit așa. Dacă la 25 de ani aveai facultate și nu erai însurat, erai ghetto, paria societății, toată lumea se face. Și ce să fac, ce să fac? Am făcut zootehnia pentru că era foarte aproape de casă. Nu am numai 4 ani, aveam un băiat pe stradă care era în penultimul an și m-a bătut la cap, hai domne să faci zootehnia, că e bine, uite așa, o să fii șef de fermă, nu știu ce. Culmea, după vreo, cred că nu l-am văzut de 30 de ani, nu mai știu nimic, a plecat în Germania cu toată familia și ne-am reîntâlnit pe Facebook. Bună treabă cu asta. Și... în sfârșit, m-am dus la facultate la zootehnie, am intrat în al doilea an, primul am picat. După aia eram familiarizat cu celălalt. Și... prin 81 a început toată prostia prin an. Să cadă totul sau nu știu ce, și atunci m-am gândit să ies la 23 de ani în cinema, că nu avea niciun sens. Consuratul, aveam eu prietenă pe vremea, toată lumea se aștepta să ne luăm, dar ce rost avea dacă tot se aștepta. Și așa că am explicat mamei, uite, așa e treaba, eu nu vreau să pășesc în viață de la frageda mea, vârstă de 20 și ceva de ani, 22-23, și am visat vreo 2 ani, mai mult n-am putut. Am terminat facultatea, după care s-a evit ocazia să mă apuc de cântat. Eu cântam oricum, cântam când la chitară de pe la 13 ani. Și de pe la 19 ani am început cu chitara basă. Și mă pricepeam cu decât. Și un prieten zice, hai domnule, uite, facem o formație, toți erau absolvenți de învățământ superior, unii mai lucrau, mai, cum era pe vremea, mai plecau de la servici, aveau timp. Se lucra de la 8 la 4, parcă, sau de la 7 la 3, după masă era liberă, facem o formație, intrăm în cârciumă, că uite, aveam relații, și facem. Și mi-am dat statul după 3 ani de zile, timp în care am cântat cu ei, am fost la mare, am cântat pe restaurante, pe aici, pe la Slatina, pe la... cântam bine. După care m-am apucat de rock, am dus cu timpul noi, după care m-am retras și de acolo, mi-am dat statul, am luat statul, după care m-am reîntors cu formația asta, am plecat la... În decembrie 89 am plecat la Moscova. Cum se numea formația? Modul. Aveam și o față de disc scoasă. Nu mai știu, formație rock, nu știu care. Yeah. Și ne-am dus la, în decembrie 89, un turneu cu Silvia Dumitrescu și cu Marius Vecu și cu George Otre. Era la Moscova. Și ne-a prins revoluția. Ce să facem, cum să facem? Hai să mai ne rugăm de ăștia să ne trimită în turneu și am plecat în Moldova, sovietică. Am donat bani pentru un spital de campanie. Cum umblam pe acolo, tricolorul pe mână, toată lumea ne felicita, parcă eram, noi eram capii, de fapt, în umbră ai revoluției. Am donat bani, vreo 9.000 și ceva de ruble am donat pentru spitalul ăsta de campanie, la Crucea Roșie, parcă. A venit în România, mi-a așteptat televiziunea la gară. Și Moldova era frumos, frații noștri, din Prut. În sfârșit, frumos, frumos. Până când ne-am prins care-i treaba pe aici. Și după
ne-am, cel puțin ne-am spart noi ca formație, eu am terminat-o cu muzica, am mai cântat un an cu Mihai Pogorski și cu Muncă cu timpul noi, după care m-am apucat de afaceri. Cum se făcea pe atunci, după ureche, fiecare parter era un magazin, era o campanie așa nezisă. Și am început să, normal, cu comerțul, cu import, cu asociații, cu târci, cu biscuiți, cu turbo. Era... Bonibon, cum era pe Bonibon, da. Uitați-vă. Și încet, încet ne-am dezvoltat, adică la un moment dat aveam, conduceam vreo 5-6-7 filme, nu mai știu cum. Aveam o grămadă de chestii, deci luase o amploare foarte tare. Normal că nu m-am putut lăsa și am început să iau din bani și să-i bagă muzică. La, de partea cealaltă, adică producători, impresari, manageri și... Normal, artistul principal fiind timpul meu, care e trupa de suflet. Și așa am început să facem discuri. Am făcut împreună 3 discuri. Am făcut primul concert amplat, care a fost la Teatru Crângă. Am lipit afișele noaptea cu Sorin Sfârlea, care era partenerul, nu? Care acum era la Universal. Și am început și cu alții artiști. Scuze, secund. Așa, și s-a dus vestea încet încet. Uite, domnule, era marele manager. Și veneau la artiști la mine. Eu n-am găsit în muzica de dance. Cum de altfel încearcă, nu cred că nu. Și cel puțin în astfel de aici. Dacă aș investi banii în muzica, era bine de tot. Dar așa eu i-am lansat pe șuie pe aparat. Eu l-am... O prietena vei cu Dan Todorescu la mine. L-am sprijinit foarte mult pe Dan. Nu am mai putut la un moment dat, din de vedere... financiar, să fac ce ar fi trebuit să fac. Dar, ca dovadă, a ajuns unde a ajuns. Și, nu mai știu, Vanca au cântat prima dată cu mine, Clasa au cântat prima dată cu mine. Mulți. Weinberg, cu Pasărea Colibri am lucrat. Mulți se fac. Și, dar artistul principal a fost timpul meu. Până când, la un moment dat, nu ne-am mai... Până am mai înțeles și atunci eram la mare, aveam un magazin la Venus și atunci am stat și m-am gândit așa că e cazul să fac o schimbare și divorțasem și am plecat la Brașov. Am vândut tot aici și am plecat la Brașov, n-am mai vrut să știu de nimeni de nimic, de muzică, nimic. Și la Brașov ce să fac, m-am usat și acolo. Am divorțat și acolo și pe m-am gândit ce să fac. Îmi plăcea orașul, zic, rămân aici, ce să facem? M-am făcut să-mi prieteni acolo, normal. M-am avut un asociat, trebuie să facem un turciu. Facem turciu, mă. Într-un din ăsta, un complex, angro, așa, și e bine, că sunt, e lume tot timpul. Și facem, am deschis, cum a fost. Am întâlnit-o așa, că nu era ceva ultra elegant, era asta, un bufet expres, o chestie. Până la un moment dat, când am zis, gata, hai să o renovăm. Deci totul se schimbase, se construise în Brașov, apăruseră mall-urile, se schimbase și proprietarul complexului, era zugrăvit, era aranjat, termopane, bla bla. Și am băgat toți banii pe care mai aveam, în loc să-mi iau o garsonie, băgat în cârciu. Și... După vreo 3 săptămâni aveam gaură de bătrân capul și am ajuns bucătar. Asociatul meu era barman și eu eram bucătar și eram cu cartea de bucate pe lângă mine, face ciorbă de but în barman. Bine, mie îmi plăcea să fac mâncare, dar făceam așa, mai tip. Și dă-i cu cărțile de bucate, aveam biblioteca la mine și dă-i cum se face, probe, veneam, dar la 6 eram acolo și făceam eu ca să învăț. Și te-ai stat pe client sau pe dumneavoastră? Pe mine, bine. Și pe prieteni. Și după aceea, dacă spuneau, domnule, vezi că el mai trebuia aia, să testam așa vreo 5-6 și făceam o medie, că fiecare unul îi place mai sărat, unul îi place mai... Să atunci mai trebuie să fie așa. Și... Am fost, m-am descurcat, am venit, ia lume. Până când... Dar mai fost lumea și în general, pe acolo, adică lumea mai investește în mâncare mai puțin. Până la urmă să faci numai mici, e neinteresant.
Dar și ce, e o șmecheie să știi să-i faci, să fie bun. Și m-am întors în București, până pe stat. Am lăsat totul acolo, l-am aruncat. Ce să fac în București, am luat-o de la cap. M-am angajat la o alimentare la niște prieteni care mele nu mi-a plăcut deloc. S-au supărat pe mine, asta. N-am ce să fac. După două luni jumate am plecat și am ajuns aici. Aici a fost singura dată când am fost omul potrivit la locul potrivit și la momentul potrivit. Și cam asta ar fi povestea. Ce faceți acum? Deci acum sunt editor muzical, nu fac firma, e o firmă multinațională. EMI Music Publishing. Catalogul EMI cuprinde peste 1 milion de piese, una mai celebră ca alta, de la New York, New York, până la Katy Perry, mai nou, sau ce știu. Tot catalogul, Queen, Sting. Din păcate nu pot sprijini artiștii români cum mi-aș dori. Am avut o încercare, n-a reușit. Artiștii, nu artiști interpreți, ci autori. Că nu lucrăm cu autori, cu compozitori. N-a ieșit. Nu se poate. E altă combinație, altă chestie. Pe muzică de dance, pe muzică de rock, nici nu poate fi vorba. Ce sfaturi ați da celor care ar vrea să intre în domeniul ăsta, să aibă mai mult succes în general? Ce a mers în cazul nostru? Știu că e sfatul ăsta neapărat. A mers să faci ce-ți place. Adică eu am făcut ce mi-a plăcut. Și am făcut bine, că sunt de ăsta perfecționist. Adică nu fac ceva numai de dragul, cu niciun caz. Poate când eram mai mic aveam ca scop în viață banii. De timp am învățat că banii sunt un rezultat. Dacă faci ceva bine, banii vin și nu. Nu scut din asta cu bani, eu nici am care de conducere. Am avut un scuter pe care mi l-au furat acum. Au tăiat capul care era legat de copac de sub. Și n-am să-mi arăt podoabe și prostii, nu. Cluburi din astea. Mie îmi place și acum, la Clubul Arhitecturii, mă simt și mă voi simți întotdeauna ca acasă. Și merg pe jos într-una. Ce cărți citiți? Nu prea citesc, din păcate. În ultima vreme nu am... m-a obosit ochii foarte tare de la calculator. Adică eu petrec cam 16-17 ore pe zi la calculator. Deci mi-au crescut dioptriile într-un an de zile cu 0,5. Ceea ce mi se pare mult. Dar... ce trebuie să mă uit la filme, mă? La comedii, la filme serioase, e greu să spun. Am filme... Deci am o colecție de filme fantastică și... pe computer și DVD-uri și muzică de ascultat și... am tot așa. Cărțile am renunțat la ele pentru că dacă m-am tot mutat București, Brașov, prin Brașov, în nu știu câte locuri, în București iar în nu știu câte locuri și acum iar o să mă mut și o bună parte sunt depozitate pe undeva, mi-am mai tot luat așa. Tot visul să-mi cumpăr colecția Vintilă Corp de la Antivor, că îmi place mult așa. Chiar le citeam acum, cât de la Constantinopol, dar rar, citesc rar. Probabil că acum, și stau într-un loc foarte mic acum, stau într-o garsonieră care are vreo 14 metri pătrați. Deci e ceva ca la un hotel, pentru că practic stau la un hotel. Am uitat să menționez că m-am reapucat de cântat. Normal că mănânc. Și cânt și cu două formații. Și, de exemplu, ziua de azi am ajuns pe la servici pe la 10:30. Pe la ora 6 plec către repetiție, de la 7 la 10 am cu Micu Paris și de la 10:30 am cu Casa Presei, până pe la 12. Și mâine de la cap, muncitorii cu casa, deci sunt... am ce face. Un cuvânt de încheiere? Să credeți în vise. Mulțumim mult de atât.